bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Mă bucur să vă salut și cu această ocazie. Sunt preotul Cornel Cadar. Ne-am propus în această ediție să discutăm despre primul război mondial. Sunt 100 de ani, e și centenarul Marii Uniri. Încercăm să vedem situația catolicilor, ce a însemnat pentru creștinii catolici din Moldova primul război mondial. Încercăm să analizăm aceste lucruri cu invitatul nostru, pe care îl salut cu mult drag, domnul Dănuț Doboș, de la Departamentul de Cercetare Istorică al Episcopiei de Iași. Bine ați venit în cadrul emisiunii. Vă mulțumesc pentru invitație. De altfel, dumneavoastră ați mai fost și la alte ediții consacrate istoriei, istoriei deceziei de Iași. Așadar, discutăm în această ediție despre primul război mondial, despre ce a însemnat acest război pentru Moldova și pentru catolicii din Iași. Haideți mai întâi să conturăm un cadru general. Care era situația generală în Moldova, în lume? Primul război mondial, așa după cum știți foarte bine, a început în urma asasinării la Sarajevo, la 28 iunie 1914, a prințului moștenitor al Imperiului Austro-Ungar, Franz Ferdinand, și a soției sale, Sofia. Atentatul a fost comis de către niște extremiști sârbi, iar reacția austro-ungare a fost de pedepsire. Ei au crezut la un moment dat că războiul va dura doar câteva luni și au declanșat acest război. Nu a fost un război de expansiune pentru Austro-Ungaria, pentru că Austro-Ungaria era în situația de a se conserva, nu mai aspira la cucerire de noi teritorii. Problema a fost că în apărarea Serbiei a intervenit Imperiul Țarist, Rusia Țaristă, care a intrat deci în conflict împotriva Austro-Ungariei, și atunci în acest moment s-au pus în aplicare cele două alianțe politico-militare care existau în Europa. Pe de o parte era alianța puterilor centrale, Germania, Austro-Ungaria, care i s-au alăturat apoi Turcia, Serbia, alianță politico-militară din centrul Europei, și cea de-a doua alianță, mica înțelegere sau tripla înțelegere sau Antanta, formată din Regatul Unit al Marii Britanii, Franța și Rusia. A fost un principiu al dominoului, pentru că toate aceste țări au sărit evident în ajutorul Rusiei. Era un articol din aceste tratate care prevedea că un stat atacat va fi apărat de celelalte state din aceste tratate. România, după cum știm, încheiasă în 1883 din motive politico-militare și teritoriale, geografice, încheiase un tratat cu puterile centrale, pentru că a fost văzut atunci de către oamenii politici ai vremii, de Asturza în mod special, Partidul Conservator, a fost văzut de această alianță ca singura care putea să protejeze interesele României. Noi am stat în expectativă în urma Consiliului de Coroană la Sinaia, convocat de către regele Carol I, Consiliul care a hotărât că România va trebui totuși să adopte o cale medie, neutralitatea, situația în care ne-am aflat până în anul 1916, la 15 august, stil vechi, 27 august 1916, stil nou, România intră totuși în război, în urma solicitării Antantei, pentru că flancul estic era mai slăbit și Antanta avea interes ca să mute armate germane care presau asupra Franței pe frontul de vest în această parte de răsărit, și intrarea României s-a făcut în urma unei convenții militare care a fost semnată cu câteva zile înainte de intrarea război în casa primului ministru Ionel Brăteanu din București, o convenție militare care ne asigura nouă la sfârșit reluarea și intrarea Basarabiei în teritoriul românesc. În această situație ne-a aflat pe noi și dieceza romano-catolică de Iași. Eram o dieceză văduvită de episcop, de păstorul diecezei, episcopul Nicolae Iosif Camili, decedase la 30 decembrie. Mormântarea a avut loc la 2 ianuarie 1916. În această situație Sfântul Scaun anumit din cauza războiului nu s-au putut face rapid formele juridice de numire a unui nou episcop, și în această situație a fost numit administrator apostolic Părintele Ulderico Cipolone. Noi... Dar de câți catolici vorbim în această perioadă? Vorbim de 27 de parohii romano-catolice, 17 diecezane, 10 francescane,
având un număr de aproximativ 70.000 de credincioși, care cu toții au înțeles menirea și importanța momentului istoric prin care trecea România, au răspuns cu alte cuvinte chemării patriei. Și a sunat mobilizarea chiar pe 14-15 august. Exact. Au trebuit să plece din sate. Zeci de mii de credincioși catolici, de tineri au fost înrolați, au fost concentrați în special în județele Roma și Macau. Ei bine, și chiar aici, la începutul războiului, când s-a declanșat războiul, când am intrat și noi în război, care a fost atitudinea conducerii de Iași? A fost o atitudine eroică, aș putea spune, o atitudine demnă, pentru că administratorul apostolic Ulderico Cipolloni este, a înțeles semnele timpului, este cel care va acorda și va emite 4 circulare extrem de importante pe 16 august, a doua zi după război, după intrarea în război. Știm bine că circularea Metropolitului Pimen al Moldovei va fi pe 20 august, deci la câteva zile, el de altfel s-a și inspirat din circularea Monsignorului Cipolloni. O a doua circulară a fost pe 25 august, aceeași lună, a mai fost a treia, 25 iunie 1918 și ultima, la fel de importantă, pe 20 mai 1918, circulare care, în rezumat, anunțau intrarea României în conflict. Credincioșii catolici erau îndemnați să-și facă datoria în armată, în trupele care luptau pentru apărarea patriei, militau pentru ajutorarea și organizarea de colecte speciale. De altfel, Episcopia Catolică a făcut parte, s-a situat în rândul primelor instituții din Iași care au acordat această asistență. Și ultima circulară foarte importantă, care se referea la pomenirea eroilor și... Asta după ce s-a încheiat... După ce s-a încheiat pacea. Da. Pentru că, pe scurt, războiul, din păcate, a fost în defavoarea României. Noi am avut o ofensivă curajoasă și optimistă, am intrat în Ardeal, dar a trebuit să ne retragem în fața tăvălugului armatelor germane și austro-ungare. Pe de altă parte, trupele bulgare ne-au atacat România din sud, a fost acel dezastru teribil. Și după aceea s-a opus acea rezistență la Mărăși, Mărășești. Și noi au trebuit să ne retragem în Moldova. Aici s-a retras guvernul, parlamentul, toate instituțiile centrale ale statului român, Banca Națională. Iași a devenit capitala. Iași a devenit capitala rezistenței până la capăt, cum se spune. Aproximativ 500.000 de locuitori vor locui în Iași în urma refugierii civililor și militarilor din Muntenia. Închipuiți-vă că orașul putea găzdui 70.000 de locuitori. Populația a ajuns la aproape 500.000. În afara faptului că s-au retras aproape 1 milion de soldați ruși care puseseră combatanți aici în sudul României, plus armata română, aproape din integritate, s-a retras. Moldova a fost supraaglomerată. Și de aici o întreagă problemă. Avem și imagini din primul război mondial, imagini legate de mai mult de catolici. Colegii mei din studio vor face să deruleze asemenea imagini, telespectatorii vor avea ocazia să vorbească, să vadă acele circulare despre care dumneavoastră făceați vorbire, mai ales prima circulară în care intitulată A sunat și ceasul României. Sigur, a sunat ceasul României. A creat o frumoasă impresie în mediile din Iași, mediile politice, a fost apreciată de rege, de miniștri, de primul ministru Ionel Brătianu, ziarele au preluat-o pentru că era extrem de curajoasă. Este de altfel și primul document de această natură emis la Iași și ideea aparținută, am spus, în exclusivitate. E un îndemn pentru cei care plecau la luptă, în război, pentru vitejii noștri, să-și facă datoria, cu toate sacrificii. Așa cum îi numește Monsignorul Ulderic Cipolloni, vitejii noștri, și în același timp cerea celor care au rămas acasă să se roage pentru pace, pentru să le ofere ajutor. Să le ofere ajutor familiilor. Dar ce a însemnat războiul pentru catolicii din Moldova? Noi am făcut parte integrantă din realitățile acelor vremuri. Cu alte cuvinte, problemele cu care s-a confruntat populația, în special din Moldova, în anii primului război mondial, au fost aceleași probleme și pentru populația noastră. Situația a fost, în schimb, mai dificilă, deoarece din cauza restricțiilor a războiilor și a altor
dispoziție, dar de către autorități, comunitățile noastre au fost oarecum izolate. Comunicarea s-a făcut foarte greu. Păstorul diecezie n-a putut să-și viziteze parohiile, în special cele din situate în zona frontului. Comunicarea cu parohii iarăși a fost deficitară. Trenurile nu circulau decât cu aprobare de la conducerea militară. Chiar deplasarea administratului apostolic se făcea doar pe baza unui permis de liberă trecere obținut de la comandantul generalul Prezan, care era și șeful Marelui Cartier General. A fost o situație de sacrificiu, dar care a fost înțeleasă, asumată de către credincioșii noștri și care au înțeles, chiar în condiții acestea de război, să se ofere și să ofere tributul lor de jertfă poporului român și patriei. Au fost situații în care paroc și comunități întregi au oferit ajutor, în afara acestor circulare și a îndemnului din aceste circulare, au oferit ajutor în mod individual răniților din spitale organizate în zona de centru. Dar apare o particularitate și iată, telespectatorii au văzut derulându-se pe ecran imagini cu preoții arestați. Practic, pentru catolici, războiul a început cu arestarea a mai multor preoți. Din ce cauză, domnul profesor? Este o problemă, din păcate este o problemă pe care istoriografia marxistă nu a abordat-o. Noi am început aceste cercetări privind acest subiect extrem de tragic, pentru că este un subiect tragic. Acum câțiva ani îl dezvoltăm, știu că și Sfinția voastră aveți aceste preocupări în ultimul timp. Preoții indigeni, în special din Moldova, au fost arestați, reținuți în, ca măsură preventivă. Odată cu intrarea României în primul război mondial, avem o listă lungă, am ajuns acum la identificarea a 13 preoți care au fost arestați. A fost o dramă, o neînțelegere a autorităților române, care au asimilat pe acești preoți români născuți în Moldova cu preoți maghiari, având unii dintre ei origini ciangăiești sau poate declarat maghiare, sunt puține cazuri, dar toți au fost înscriși în această idee că aveau origine străină, prin urmare aparțineau unor puteri străine, Austro-Ungaria sau Germania, având și cetățenie străină, dar preoții noștri nu au avut cetățenie străină, erau preoți născuți, crescuți, educați în spirit românesc, formați în cultura românească. A fost un mare abuz și o mare eroare. Olderic Cipolloni spunea într-o scrisoare adresată superiorilor săi la Roma că a fost o rușine națională faptul că guvernul român s-a putut preta la această situație, la care, din păcate, s-a asociat și regele. Nici regele n-a înțeles la început situația de a lăsa întregi comunități fără păstori. Deci, practic, parohii întregi, comunități au rămas fără preot, nu se mai puteau face înmormântări cu preot, nu se mai puteau celebra sfintele taine, liturghie, nu mai aveau, pentru că preotul le-a fost ridicat. Nu, se pare că nu era o cultură a minorității dezvoltată prea mult în timpul acela și nu era respectul pentru minoritate. Dar pentru că veni vorba de minoritate religioasă. Sigur, religioasă, evident. Da. 12-13 preoți arestați. Dați câteva exemple. Deja am văzut imaginile lor pe ecran. În contextul în care au fost arestați, despre unii probabil că știm mai mult. Da, știm mai multe. Suntem acum în faza de identificare a lor și de reconstituirea biografiei și dosarului respectiv. Este vorba de părintele Paul Mozel, preot parohul de Bacău, care la începutul războiului a fost arestat, a fost transportat în Ealomița. Aș dori să spun că în județul Ealomița s-au organizat în august-septembrie 1916 majoritatea lagărilor și taberelor de concentrare pentru prizonierii și cetățenii străini care au fost arestați. Acolo au fost duși și preoții, cei 18 preoți din Arhidieceza Romano-Catolică de București, care aveau origine străină. Paul Mozel a fost arestat, eliberat apoi de armata germană într-un context care trebuie să-l lămurim și rămâne pentru 2 ani de zile paroh cooperator la Biserica Italiană din București. Este vorba apoi de părintele Diomede Ulivi, fostul rector al seminarului din Iași și care la vremea respectivă activa, în urma închiderii seminarului, activa ca paroh de Pustian, a fost la rândul lui arestat, deși era cetățean italian. A trebuit să intervină ambasadorul Italiei la București, apoi la Iași, Carlo Fasciote, pentru eliberarea sa. Un al treilea caz celebru este
vorba de parohul Grațian Carpate, parohul de Săboan, care la fel în urma unui denunț ca lomnios este arestat și petrece aproape 6 luni în aceste închisori. Și el, era român, venit erau din Transilvania. Din Transilvania. Caz care s-a repetat și în situația părintului Ion Bălan, parohul greco-catolic din București, care la rândul său a fost arestat în urma denunț calomnios, deși era român, de origine română, cetățean român, născut în România, format aici. Deci acești preoți au fost arestați, purtați prin temnițe și unii dintre ei internați în lagăre. Cam cât timp au stat în lagăre? De la câteva săptămâni la câteva luni, cazul celor de la Huși, pentru că după ce au fost, majoritatea preoților, după ce au fost purtați prin închisorile din țară, Bacău, Roma, Iași, au fost internați la închisoarea de la Huși și apoi internați, cu statut de internat, au fost internați în parohia romano-catolică Huși, unde au avut un regim de semilibertate. Peste 2 ani, nu? Da. Acest regim l-a avut și monsignorul episcopul fericitul de azi, Anton Durcovici, care a fost internat la Institutul Notre-Dame de Sion din Galați. Așadar, au fost arestați și preoți și în Arhidieceza de București, nu numai din... Acolo a fost un adevărat dezastru, pentru că cu câteva ore înaintea intrării României în primul război mondial, printr-un ordin al primului ministru Ionel Brătianu, pus în aplicare de către directorul Siguranței Generale, au fost arestați toți preoții, absolut toți preoții care aveau cetățenie străină. Ei erau în derulare în activitatea aceasta de a obține cetățenie. A durat foarte mult din cauza birocrației, dar fuseseră mulți născuți în România, formați în seminare. Au fost arestați cu toții, duși în Ialomiță în acele lagări și apoi transportați în Moldova, la Huși, un subiect pe care o să-l abordăm cu alt plenar. Și unii dintre ei au fost arestați chiar după Sfânta Liturghie. Era 15 august, adorirea Maicii Domnului. Exact, cazul fericitului Anton Durcovici la Giurgiu. Nu numai, în Ardeal, în țara românească, problema a fost mai gravă, pentru că au fost arestați nu numai preoții și păstorii, chiar și credincioși. Parohii întregi au fost golite, pur și simplu Câmpina și altele, Giurgiu, de către credincioși, pentru că aveau doar originea străină, pașaportul străin. Au fost arestați și internați, da, unde vor sta luni de zile, ca monedă de schimb. Noi socotim la 2500, 3000 de internați din Muntenia care au venit în Moldova. Așadar, războiul pentru catolicii din Moldova a însemnat arestări, începutul războiului. Și aceasta e latura negativă. Cealaltă latură este că noi ne-am asumat... Preoți militari, de ce n-au avut catolici? Iarăși este o problemă extrem de dureroasă, care nu se va mai repeta în al doilea război mondial. La începutul războiului, pentru că noi aveam și pe timp de pace zeci de mii de credincioși catolici înrolați în armata română, noi am cerut la începutul războiului să ni se acorde și nouă această facilitate de a putea trimite preoți confesori militari asimilați în grade ofițeri în armata română pentru a oferi asistență spirituală. Aceasta este una din nerealizările monsignorului Ulderico Cipolloni. Nu este o acuză, el și-o asumă și spune: am făcut tot ce a fost posibil, nu am reușit lucrul acesta, pentru că era dureros. Zeci de mii de catolici militari români, catolici, și-au dat viața pentru apărarea patriei, fără să aibă măcar dezlegarea finală, dezlegarea înainte de moarte, de la un preot. Și practic au murit... Dar nu s-a dat voie pentru preoți militari din aceea suspiciune. Din aceea suspiciune că erau străini. Erau considerați români. În schimb... Erau considerați români tinerii catolici care au murit pe front. Da, e un paradox. E un paradox, e o problemă pe care istoricii trebuie să o rezolve în final. Am vrut să spun doar că pe parcursul războiului vor fi acceptați totuși confesori militari pentru scurtă durată. Este vorba de acei preoți care au fost trimiși în anumite lagăre de internare, la Măstăcan, în Galați, la Șipote și Bârlad. Sunt preoți, sunt 3-4 preoți care vor face acest oficiu. Ce s-a întâmplat cu seminariile, cu clădirile, cu clădirea Notre-Dame de Sion, unde a fost multă vreme filarmonică, acum este în reparație? Ce s-a întâmplat în timpul războiului? Aparțineau bisericii catolice? Ce s-a întâmplat cu seminariștii? S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu majoritatea instituțiilor și clădirilor importante din orașul Iași. Sigur, cu aprobarea și asumarea noastră, aceste clădiri au fost rechiziționate în totalitate de către armata română, de diverse departamentele armatei române, transformate majoritatea în spitale militare. Este cazul Institutului Notre-Dame de Sion din Iași, care a fost transformat în spital francez, român și rus. Este vorba de
clădirea seminarului de la Francescan de la Hălăucești, care la fel a fost transformat în spital militar rus. Majoritatea clădirilor, așa și cum am... Și cea Notre-Dame de la Galați? De la Galați, care la fel a fost transformat în spital militar. Acolo a fost internat și fericitul Anton Durcovici. Deci a fost aportul diecezei de Iași. Seminariștii? Seminariștii au trebuit să, din păcate, să plece acasă pentru că au fost închise, cursurile s-au fost suspendate. Majoritatea pleacă acasă, dar câțiva dintre ei sunt înrolați în armata română, asimilați acelor companii de asistenți, de sanitari, și vor activa în special la Iași. Este vorba de spitalul Galata, acolo unde au activat seminariștii diecezani, și spitalul francez de la Vila Greierul, acolo unde au activat alături de surorile Vincentine, conduse de sora Ecaterina Pucci, și seminariștii francescani de la Hălăucești. Au murit în acest război zeci de mii de tineri catolici. Ce exemple de dăruire avem, dacă ar fi să ne oprim asupra câtorva figuri importante din această perioadă la care ne-am oprit? Sigur, fiind în Iași, ne oprim asupra figurilor celor doi seminariști ieșeni, din diecezan. Este vorba de Carmil Iacob, născut la Răchiteni, și de Petru Baciu, seminarist diecezan, născut la Mogoșești, care au murit la Spitalul Galata, primul din cauza tifosului exantematic și cel de-al doilea în urma unor probleme de meningită, după ce scăpase de această boală. Dar teribilă. Să spunem că ei au îngrijit multă vreme bolnavi și sigur, au preluat boala în timpul activității pe care o desfășurau pe acele spitale. Erau spitale de gradul 1, de mare periculozitate, erau acolo internați bolnavi de tifus exantematic. Și avem apoi exemplul cunoscut al sorei Ecaterina Pucci, sora Vincentină din congregația Sfântul Vincențiu de Paul, care s-a refugiat în decembrie 1916 la Iași, a fost o colaboratoare a reginei Maria, de altfel și regina Maria este cea care a și întocmit apoi necrologul la moartea sa în martie 1918. Participând chiar și la înmormântare. Chiar și la înmormântare, da. Cum au fost onorați? Avem și cazul părintelui Artur Deneter, părintele francez, care fusese capelan la aceste surori vincentine în București, a avut un rol foarte important, este cel care a asigurat inventarierea unor biserici, a unor bunuri, unor biserici din arhidieceză, Târgoviște, Râmnicu, Vâlcea și altele, pentru că preoții au fost arestați, nu se mai știa nimic de aceste parohii și a trebuit Sfântul Sacrament să fie pus în ordine și în siguranță. El este cel care a avut această misiune. Cu eroi. Eroi cum au fost onorați? Cu eroi este iarăși o problemă care îi face cinste monseniorului Cipolone, pentru că în plin război, înaintea încheierii păcii, în august 1918, are această inițiativă extraordinară de a încuraja ridicarea de monumente comemorative în satele catolice. Este vorba de Răchiteni, în primul rând, și de Aljudeni, urmat apoi de Rotunda și Șcheia. Aceste monumente sunt sfințite la 19 august 1918, în plin război. Deci campania nu se încheia. De aceea și numele eroilor trecuți acolo nu-i cuprind și pe cei morți în 1919. Din păcate, din motive care sunt de neînțeles, istoriografia comunistă, dar și istoriografia de după 1989 nu menționează în repertoarele monumentelor istorice din România aceste monumente. Este un lucru de neînțeles, pentru că sunt primele monumente din țară. Problema probabil trebuie căutată tot în această atitudine a față de credincioșii catolici, care erau din eroare considerați străini. Deși ei luptaseră pe front în armata română ca români, nu sunt cinstiți și nu se recunoaște această cinste prin aceste monumente în satele lor care evocau. Războiul a însemnat și văduve și orfani pentru... Este o mare problemă, părinte, pentru că pe lângă zecile de mii de credincioși catolici, alături de sute de mii de români care au murit în război, a mai fost această problemă, pentru că epidemiile de tifus exantematic s-au răspândit și în satele noastre, și pe lângă faptul că acești copii erau orfani de tată, se trezesc acum orfani și de mamă. A fost o mare problemă pe care statul român a avut-o. Ea a fost caracteristică și pentru celelalte sate, nu neapărat satele catolice, dar reacția noastră din nou a fost promptă, și aici este meritul părintelui Cipolone, care a înțeles că acești copii trebuie ajutați și trebuie salvați, creind acele orfelinate catolice de la huși
de la Hălăucești și Huș, unele din primele orfelinate, au fost create în jur de 12 orfelinate până în anul 1918 și numărul lor s-a ridicat aproape la 100 în 1922. Dar orfelinatele noastre de la Hălăucești și Uși au acest merit că sunt printre primele ridicate și fondate. La Hălăucești orfelinat pentru fete și la Huș orfelinat pentru băieți. Da. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Aș dori ca în final să ne spuneți care e totuși partea pozitivă a războiului pentru catolicii din Moldova. A fost o imagine foarte bună, evident, pentru dieceza noastră, care a răspuns chemării patriei prin aceste jertfe umane, prin aceste jertfe materiale. Dieceza s-a pus practic la dispoziția statului român. Am avut, biserica a fost recunoscută, Părintele Cipoloni este cel care va avea un rol foarte important în reabilitarea canonică a regelui Ferdinand, a întreținut relații cu toate guvernele și cu marile personalități politice ale vremii, statutul bisericii a crescut foarte mult, biserica a fost foarte apreciată, dar aș spune că evoluția și viitorul ei s-a înscris în linii generale ale României acelor vremuri. Cu alte cuvinte, după război, după alipirea provinciilor românești statul mamă, au revenit la dieceza de Iași credincioșii aflați în dieceze străine. Sigur, din Bucovina și Basarabia. Au fost mai mulți catolici, a făcut posibil lucrul ăsta, încheierea unui concordat mai târziu. Absolut, și concordatul a fost o consecință. Și au fost împroprietăriți și... Credincioșii noștri au beneficiat, ca și toți românii, de marile reforme pe care regele și guvernul le-a hotărât la Iași. Punem punct acestei emisiuni aici. Vă mulțumesc pentru participare, domnul Dănuț Doboș, cercetător în istorie. A fost cu noi, dragi telespectatori, în această jumătate de oră. Am discutat despre catolicii în timpul primului război mondial. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire peste 2 săptămâni. La revedere!